10.30. Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Dau cuvântul domnului primar să citească ordinea de zi. Bună ziua și bine ați venit la ședința de astăzi. Și vă zic la mulți ani, de-am acesta. Mulțumim că nu ne-am văzut până acum. Când ne-am văzut la pensionat mult și plin de realizări. Astăzi, pe ordinea zi, avem 4 puncte. În care 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Cașin pe anul 2020-2021. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului TCE-100 de stat și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1087 din 16.04.2018. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației, din cadrul primăriei, aparatul de specialitate a primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Cașin din Bacău, începând cu data de 1-a 2020. Vă rog să Sunteți de acord cu noi? Vă rog să faceți propuneri pentru alegerea viitorului președinte de ședință. Dacă nu vă spuneți. Propun pe domnul Osborcea. Și eu propun, dacă se face, pe domnul Iulian Băncel. Da. Cine este pe domnul Osborcea? Câte sunt? Hai cu asta. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Unul la costul domnului Burcea, domnul profesor Burcea, a fost la rețetă de ședință pentru următoarele 3 luni. Cu câte voturi? Cu 12. Da. Domnul Burcea. Mulțumesc pentru încrederea acordată și dau cuvântul domnului primar pentru punctul 2, proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Cașin pentru anul 2020-2021. Înainte de raport de realizare. Proiect de hotărâre privind la Comisia pentru Administrație Publică privind apărarea ordinii publice a drepturilor cetățenilor a rezolvat proiectul de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, alineatul 6 și 7 din ordonanța de 1957/2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Ce? Bine, proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Cașin din Bacău pentru anul 2020-2021. Articolul 1. Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de personalitate juridică de stat a Comunei Cașin din Bacău pentru anul 2020-2021, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre primarului Comunei Cașin, școlii gimnaziale Profesor Nicolae Puslaru, sat Cașin, Comuna Cașin, Inspectoratul Școlar al Județului Bacău și instituției prefectului Județului Bacău. În Cașin, în Comuna Cașin, avem Școala Gimnazială Profesor Nicolae Puslaru, sat Cașin, Comuna Cașin, unitatea de învățământ are fac aceeași denumire, adresa statul Cașin, Comuna Cașin, Comuna de Proprietate Publică. Avem preșcolar, școlar și elevi. Și grădinița cu programul normal stat și grădinița, tot în cazul școlii Cașin, grădinița cu programul normal stat Curița, Comuna Cașin. În statul Cașin avem una, în statul Curița avem una. Să știți că ne confruntăm cu o problemă foarte gravă la acest capitol, ce înseamnă învățământul cum la caz și privind numărul de elevi. Numărul de elevi suntem la grigă și chiar am dus o dispută așa pentru că în comuna noastră să nu apară învățământul simultan, fiindcă dacă apare învățământul simultan, se creează ceva foarte grav asupra nivelul și pregătirii copiilor, plus că vor pleca și cadre didactice. Prima bază care s-a creat pleca un învățător, dar când s-ar ajunge în clasa 5-a, vor pleca și profesor. Și învățământul nu va să aibă aceeași calitate când se învață, nu știu, a doua cu a treia, cum e doamna, nu? Cam așa ceva. Deci vă dați seama că ar fi ceva foarte grav, ceea ce se întâmplă la polițar, la începutul, până când a ajuns la desfințarea școlii, și că adevăr atunci, poate unii școli din țară s-au desfințat, zic eu, anormal, dar la poliția chiar nu se putea face, erau copii foarte puțini. De dovadă, avem preșcolara gândită în jur de vreo 15, sau nu? Sau 16, cam atât. Avem tot zafă. Fiindcă sunt părinți care duc copiii la școlile sau părinții de greși, căminile din municipiul Onești. Și aici, pe noi ne dezavantajează, fiindcă suntem foarte aproape de municipiul Onești. Să știți că, și vreau să informați pe cei din jur, că la Cașin se face performanță prin învățământ. Sunt cadre care chiar la limba și literatura română am avut la capacitate note mari. Note care, și chiar am avut copii la cele din Mănești, care acum sunt studenți din București, la SE sau la alte facultăți și chiar sunt bursieri, acolo învață foarte bine. Este învață carte și la Cașin, anulăm acea costumă că nu se face. Fiindcă, da, să vă ridic să vorbiți, dacă o comunitate își pierde și școala, practic își pierde identitatea. Fiindcă mai merge să pierde și biserica, să s-a dus tot. Nu mai există, nu mai există acea localitate. Așa că, la poliția, eu am participat în 2011 când s-a întâmplat școala la ședința cu părinții, nu vă spun că am ieșit afară, că m-am și dus cu tot plângeau. Toți plângeau, a fost o disperare foarte mare acolo. De-aia am și ținut când am și primar să modernizez la acea clădire, când eram paragen, deja era jumătate devastată, de din voitorii și vecinii acolo, și ca să reînființăm grădinița cu grădință modernă, ca măcar acea școală să trăiască prin sucul acestor copii, dacă ea a fost închisă. Da, se trece mult la detalii. Raport de avizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat al Comunei Cașin în județul Bacău pentru anul școlar 2020-2021, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Îl votăm acum? Sau votăm pe urmă? Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului 10 postul de stat și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078 per 1087 per 1604-2018. Referat aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tarifelor operatorului 10 postul de stat și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul mai sus amintit. Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestiunea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale, membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz a sistemului de dezvoltări publice aferente serviciului pe baza stătăciei de blocare a acestea. Având în vedere suficientele documente de poziție, privind mod de implementare a proiectului Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide de Județul Bacău și actele adiționale numărul 1 și numărul 2 și numărul 3, la același document de poliție se apreciază faptul că pentru asigurarea finanțării serviciului de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare, părțile convin de comun acord să stabilească în condițiile legii taxele speciale de salubrizare în sarcina utilizatorului casnic care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectiv cu luare în considerarea tuturor activităților componente ale serviciului de la colectarea deșeurilor până la eliminarea acestora la depozit sau alte instalații pe întreg flux al deșeurilor. Instituirea taxei speciale de stabilizare pentru utilizatorii cadru ca mecanism de finanțare a sistemului integrat de management al celor de județul Bacău este prevăzut în contractul de finanțare și analiză instituțională anexei la contractul de finanțare numărul 13.826 pe 11.04.2011 pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide de județul Bacău. Ținând cont, contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport, deșeul municipal județul Bacău numărul 180 pe 2957 pe 0605-2015, iar cu 10 compania Romprest Service S.A. și un contract de delegare a gestiunii serviciului de stabilizare numărul 1087 pe 1078 pe 1604-2018, încheiat cu 10 S.A. Având în vedere principiul menținerii echilibrului contractual pe măsura articolul 25 din legea 101/2006 a serviciului de stabilizare a contractăților, e publicată cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare faptul că în data de 17.07.2018 a fost publicată ordonanța de urgență a Guvernului 74/2018 pentru modificarea și completările legii numărul 2011/2011 211/2011 privind regimul deșeurilor, a legii cu numărul 247/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanțe de urgență a Guvernului, numărul 196/2005 privind fondul de mediu. Văzând prevederile anexei numărul 5 din ordonanța de urgență a Guvernului 74/2018, anexa numărul 2 la ordonanța de urgență a Guvernului numărul 196/2005, ale articolul 9 aliniatul 1 litera C din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 196/2005 privind fondul pentru mediu, modificările și completările ulterioare. Văzând prevederile articolului 16 din ordinul 109/2007, norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de stabilizare. Ținând cont de adresa numărul 3114 din 30/10/2019, registrată a sediului la DIS Bacău, sub numărul 3863/31/10/2019, privind solicitarea de ajustare și modificare a tarifelor înaintate de către 10 ECOSUD-SA. Având cunoștință de adresa ECOSUD-SA numărul 166/1701/2020, registrată la sediul la DIS Bacău, sub numărul 295/2020 privind transmiterea tarifelor modificate. Cunoscând prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de stabilizare numărul 1078/1087/1604/2018, încheiat de ADIS Bacău, în numele și pe seama tuturor cubaterilor din județul Bacău. Având în vedere hotărârea A, ADIS numărul 10/15/12/2019, privind modificarea contribuției la economia circulară de deșeuri municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Ținând cont de prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 74/2018 pentru modificarea și completarea legii numărul 211/2011 privind regimul deșeurilor, a legii numărul 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196/2005 privind fondul de mediu pentru mediu, da? Văzând raportul de specialitate la aparatul de specialitate primat numărul 524/2701/2020, având în vedere cele de mai sus, supuneți pe aprobare proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operațiunilor 10% de stat și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087/1604/2018. Deci, fișele de fundamentare din anexa la numărul 1, care face parte în prezent la hotărâre. 208,47 lei per ton pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului, 347,46 de lei per ton pentru preluarea deșeurilor reciclate în vederea sortării, 0,01 lei per ton pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, 150,03 lei per ton pentru preluarea deșeurilor în vederea depozitării, 121,85 lei per ton pentru preluarea deșeurilor organizate și a deșeurilor financiare periculoase, 81 lei tonă pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări. Tarifele menționate mai sus au incluse contribuția pentru economia circulară de 80 lei tonă, aferentă anului 2020 și nu conțin TVA. În raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al României, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, anunțăm proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Consud S.A. și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078-1087-1604-2018, în conformitate cu prevederile articolul 125, articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumim! Următorul proiect de obligativ din stabilirea salariului de bază de funcționari publici și personal contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Cașin, de Bacău, început cu luna ianuarie 2020. Articolul 1. Începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale administrației din aparatul de specialitate al primarului din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Cașin, de Bacău, se mențin la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019. Alineatul 2. Cu aceeași dată se acordă indemnizația de hrană personalului din cadrul primăriei în cuantum de 347 de lei per persoană, proporțional cu zile lucrate în luna anterioară și voucherul de vacanță în cuantum de 1450 lei per persoană. Articolul 2. Drepturile salariale personalului din cadrul primăriei se stabilesc în dispoziție a primarului comunicat și județul Bacău. Articolul 3. Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariului de bază a a creștilor salariale, a premiilor și altor drepturi, care se acordă este de competența coordonatorului de credite. Contestația poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul coordonatorului de credite. Coordonatorul de credite soluționează contestație în termen de 30 de zile calendaristice. Împotriva modului de soluționare a contestației, persoana nemulțumită să poată adresa instanțe de contencios administrativ sau, după caz, instanțe judecătorești competente potrivit legii în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației. Instanța va pronunța de urgență și pregătire. Articolul 4. Secretarul General al Comunei va comunica prezent la autoritățile primarului Comunei Cașin compartimentul buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, personalul încadrat în cadrul primăriei a Municipiului Județul Bacău, va fi adus la conștiință publică prin afișare la centru de publici pe site-ul primăriei. Da, mulțumim, domnule primar. Raportul de avizare, Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Analizăm proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației, din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, începând cu luna ianuarie 2020, în conformitate cu prevederile articolul 125 și articolul 136. Aliniat 6 și 7 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Da. Mulțumim. Mulțumim, domnul Roșa. Mulțumim, domnului primar, pentru proiectele inițiate. Dăm cuvântul pentru proiectul numărul 2, organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ pe Universitatea de Stat al Comunei Cașin pentru anul 2020-2021, dacă sunt opinii. Nu știu o întrebare, dacă când ție preșcolare avem la școală din Cașin? Când la Curța 16, la credințele din Cașin câți mai avem? Ești din Avării Plăiești. Și cu toți. Școla și România, de primar și gimnaziață. 190 mijloc. 80 și ceva, 80 și ceva, 200 și ceva. Da, așa ne... Deci suntem politicate, suntem politicate. Deci suntem politicate. Suntem 234, 236, ceva de genul. Adică dacă pune și preșcolare, nu, de mult. Erau numai gimnazial și primar și gimnaziale. Mai mult de 232 în august. Totul? Da, totul. Și tot acum... 290 ani liceul tehnologic pentru port. Așa că putem aici, la 220, 24, 226. Am întrebat, nu... Adică mai e problema că se luau fiecare copil în parte, deci ca să ne explicăm, doamna consilieră. Școala primește bani, deci la fondul salarii, pentru fiecare copil în parte. Având un număr de copii mic, noi suntem într-un deficit bugetar cum ar veni și suntem instaleați. Uite așa noastră acasă. Și ei sunt, dar un pic mai puțin ca noi, ca procent. Din 180 de școli pe județul Bacău, doar 10 s-au încadrat în bugetul alocat consultat. Atât. 10 și-a mai admis un procent peste undeva până în 17%, dar și ăla sunt tot cu deficit, încă vreo 80. Și 80 sunt cu 2, de la 24. Unii încadrăm și noi. Da, noi cu 23%. Și aici e o problemă, poate vor modifica legea, zic eu, guvernații noștri, nu mai dea, deci formulă asta de calcul, ca să dea pentru școlii bani pentru funcționare, pentru salarii, pentru funcționare, pentru primărie. Sunt motive și să dea pe instituții, ca pe ce are. Dreptul la educație nu au și 5 copii, adică dacă într-o clasă sunt 5 copii, mai au dreptul la educație. Ce se întâmplă? Ei n-au făcut nicio ședință publică până acum și chiar că când vor face, vă voi duce, voi participa și o să mă iau cuvântul acolo, fiindcă dau exemplu la cașă. Sunt părinți care au scai material un pic mai bun. Nu mai e foarte bun, un pic mai bun. Ăla și-a permite să-și ia copilul și duc la școală la unei. Sunt părinți care nu își permit nici măcar să-i cumpere un corn când pleacă la școală. Pe ce facem copiii? Acei copii îi condamnăm la tuneric, la neștiință? Și sunt, din păcate, din ăștia 200 și ceva, vezi nici jumătate sunt în condiția aia. Hai că 100 poate ar face efort să-i ducă mai departe, da? Dar cei 100 ce face? Condamnăm la analfabetism copiii. Și atunci, ca în orice țară dezvoltată, cu care m-am interesat și a studiat, nu contează câți copii sunt într-o clasă. 5 copii sunt, e profesor, sunt 5 copii. Sunt 5 copii lucrează. Deci lucrează, lucrează cei copii. La noi ar trebui schimbate legea, să înțeleagă ce e resursul, iar ce nu sunt. Nu, deci mai zic că dacă ei vor avea o altă ședință, zic că ar fi normal să o aibă cu primarii. Între primarii din toate localitățile, ce păreri îți dau. Și atunci cei de sus la minister, că intre și nu o fi, în ce culoare politică, ei nu cunosc de atât în teren, la principii și legile care vă consider, nu o cunosc. Orice, când urmată s-ar lua o lege, s-ar lua o reglementare, ar trebui să fie consultat publicul, da? Și publicul cine? În teritoriul de localității primare. Ei să fie consultat, domnule. Și atunci va ajunge la soluții bune. Când ei le iau acolo, mai iau și copii pieți la Bruxelles, anumite legi, anumite... Și mai ales când se facă, m-am gândit asta, că se facă pentru fonduri europene, până la fel. Măsura europeană este tradusă la noi și făcut copii peste. Dar nu este adaptată la legislația românească. Exact cum au făcut Ungaria și Polonia. De ce Polonia a avut rata cea mai mare de absorbție a fondurilor europene? Fiindcă acele legi, acele măsuri care le-au luat la Bruxelles, le-au adaptat la condițiile lor din țara lor și la legislația lor. Și atunci au venit frână și s-au consumat toți banii. Încă la noi sunt bani care nu se consumă datorită acestor lucruri, a birocrației și a legilor prost făcute. Da. Supunem la vot, mai e cineva care e la punctul 2? Supunem la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? La punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCIECO Sud-ESA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1087 din 16.04.2018. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține. Se abține. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale a administrației, din cadrul primăriei, aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Caș și de Bacău, început cu data de 1.01.2020. Propoziție se mențină la nivelul lui 2019. Are cineva? Cine este pentru? Cine se abține? Cine se împotrivește? Mai sunt? Da? Care este stadiul cu gazul? Cu gazul au fost la București și a depus TFR-ul. Deci au depus TFR-ul ca să fim cu primii. Și cum din regulă a fi veniți primii serviți, ceva de regulă, fiindcă va fi un fond, un fond mai, care nu va ajunge, probabil, pentru toate localitățile din țara noastră care au nevoie de sindicat sau intimitate. Atunci v-am lăbit, atunci fim acolo, vedeți primii, cu siguranță că va da drumul la procedură, continua programul de finanțare. Eu sper că acolo la primii sunt lucruri de finanțare, pentru a proceda pentru următoarea etapă este licitația pentru proiectele de execuție și execuții. O să facem ca cum a făcut și Mănăstirea Cașului la proiectul de asfaltare și la ea, mai rapid, ca să blocați proiecte și ei. O să facem toată la licitație proiectare cu execuții. Adică să este în regulă, să practică, sunt societăți în care este primă proiectare și de execuții. Și atunci noi facem două licitații. O face una singură ca să, cum să zic, ca să nu lungim timpul, să scurtăm timpul, să nu ne ducem cu stații un an și ceva de zile, să ne scurtăm poate la 3 luni sau 6 luni. Da, acolo va fi bine. Ieri am fost la Ministerul, la CNI, am depus proiectul cu căminul din Cașin, din satul Cașin. Aici avem proiectul în 2015, știți prea bine că s-a aprobat. Este un proiect de modernizare, extindere, renovare și dotare. Un proiect destul de mare. Noi am fost depus pe PND 2 din nou și finanțare. Am încercat pe fondul de PND, n-am putut să depunem, fiindcă acolo acceptat numai pentru renovarea celor existente, dar n-a acceptat extinderea. Dacă trebuia să rupem proiectul în două și vă dați seama că rămânea până cu extinderea și nu ce sus. Din bugetul local, banii nu ne-ar fi ajuns sau ne-am fi dus cu investiția pe 2-3 ani de 10, ca să terminăm. Și acum la CNI dau bani pentru aceste proiecte. CNI-ul, ca să fiu pe înțelesul celor care poate nu cunosc, este Consiliul Național de Investiții. Acest Consiliul Național de Investiții au fondul tot la Ministerul Dezvoltării, deci șeful CNI-ului tot Ministerul Dezvoltării este. Când semnează ordinul Ministerului Dezvoltării pentru aprobarea acestor contracte, eu sper că în maxim 2 săptămâni să avem acest ordin, cei de la CNI vor face licitație de proiectare tehnică și execuție, eu fac. Noi predăm apartamentul printr-o hotărâre din Consiliul Local cadru, în care în hotărârea Consiliului Local aprobăm valoarea investiției și predarea obiectivului către CNI, pe perioada execuției lucrărilor obiectivul va aparține CNI-ului, la recepția finală, acesta va trece în domeniul public al comunicației la beneficiarilor. Așa se lucrează. Eu mă bucur, chiar le-am spus și la București, mă bucur că vor face ei. Noi am luat eu o licitație de pe moment, privind licitația și tot felul de suspiciuni pe care le-au unii și alții. Tot prin Ministerul Dezvoltării nu se poate răspunde și rezolvarea problemelor cu școala? Nu. Deci s-a discutat. Pe PND 2 care au fost aprobate, vor merge în continuare. Pe POR, n-am putut, am vrut să o prindem. POR-ul este programul operațional regional pe Neamț. Este cu fonduri europene. Acolo nu ne-am cădrat punctaj. Aveam 2 puncte. Vă dați seama că 2 puncte nu poți să duci și depui proiectul la bătaie, că unele școli aveau punctele multe. De-aia zic că ei au făcut aceste măsuri cu picioarele, au făcut cu piepte cu ruxelă. Deci acolo au puncte, în 10 puncte școlile care aveau abandon școala. Noi nu avem. Deci s-a dat bani pentru școlile care practic nu funcționează, unde nu au copii, unde nu au și nu au dat... Știți la ce mă refer, nu? Da. Adică consolidarea clădirii... Consolidarea clădirii... Cumpărarea cazanelor de gaz... Da, cu sanitare pe 3 nivele... Un circuit perfect la tot ce trebuie... În proiectul ăsta, cumpliți toate aceste lucrări, sperăm poate că în 2020, în 2021, practic, în 2020, vor începe noi măsuri un nou program. Poate acolo vom prinde o măsură unde vom încadra și noi. Ar vrea să țineți cont, poate, din activitatea care vă desfășurați cu persoane care se ocupă de proiectare, să prindeți și să la dezvolte. Da, nu e un lucru rău. Acum... Eu am mai spus treaba asta de 3-4 ori. Vom vedea. Deci, vă spun sincer, am primit cifrele de la Ministerul de Finanțe. Anul acesta avem un miliard de puțin, că am trecut. Avem fondul de salarii și asigurare care trebuie să o asigurăm. Avem o lucrare în curs, cea cu joțoare, care știți că s-a ocupat de jos. Este faptul legătură la primul voi acolo și vor începe de la magazimul Profi până la Moară la Comăneci. Trebuie la bugetul care vine, deja am făcut noi mare parte, dar am îngreunat, să prindem bani pentru aceste investiții, putem să încheiem contractul ca să nu intrăm în penalități. Ce mi-aș dori cel mai mult, să avem bani să prindem pentru a face proiecte care realizează la Curița. Fiindcă am vorbit cu cei care, firma de consultanță de la București, care de pe Poim, un sistem de și de pe Poim, este un drum foarte drăguț acolo, mai ca un moment, care îmi spune adevărul. Și adevărul e că, dacă dă Dumnezeu și nu au probleme în licitației, în 2020, anul ăsta, în semestrul 2, toamnă, sau cel târziu, în primăvara anului 2021, vor începe lucrările la extinderea de apă și canalizare în Comuna Cașa. Ei, dacă vor începe acele lucrări, noi trebuie să avem proiectul gata cu canalizarea la Polița, fiindcă la Poliția există numai extindere de apă, fiindcă vor începe măsurile europene, 2020-2024. Și atunci să avem proiectul făcut, tot cu avem tot ce trebuie, ca să putem să băgăm la finanțare, să prindem canalizarea și la Polița. Ca de deducerea campului, când vom permite o dată, facem canalizarea la Polița. Așa că asta vreau să fie neapărat. O să vedeți cum va fi bugetul luna viitoare. Nu am pus ședință anul ăsta pentru bugetul în ianuarie, fiindcă Consiliul Județean nu a făcut ei încă. Și așteptăm și cifrele la ei. Cum vom primi cifrele, vom face ședință imediat. Ca să intrăm de începe și la lucrările la Biserica la Curița. A venit constructorul. Constructorul este din București și mai are un asociat din Roman, din județul Neamț. Au venit, au văzut despre ce vorba, ei au zis că au potența la anul ăsta să vină. Mai noi să avem bani. Practic, vă spun sincer, noi vom avea anul ăsta, cum am făcut pe buget, jumătate din sumă, adică 10 miliarde. Și anul viitor pot să fi făcut cu 2 ani. În cealaltă jumătate, ca 2 ani să terminăm în recalculări. Dacă nu terminăm 2 ani, legea spune că se recalculează prețurile, costul statului de preț și mai departe, și atunci vom plăti mai mult decât practic s-a agitat. Dar sperăm că vom ține și fondurile astea, ca anul acesta până în martie, când căldura, chiar Consiliul vrea să apuce până la provizionare. Și el nu poate să apuce material, zic, până când vorbim începe. Și vorbim începe nici nu pot să-i dau până când nu avem bugete. Există o regulă, da? Da, altceva? Tot la diverse, mulți colegi, consilieri, că noi, consilierii din partea PSD, facem o solicitare scrisă prin registratul nostru, la registratura instituției dumneavoastră, în care solicităm câteva lucruri, în baza legii 544. 1. Valoarea celor două contracte de la investiția Cămin-Curița. 2. Plățile efectuate pentru lucrările executate pe cele două contracte, la Căminul de la Curița, valoarea penalităților calculate și sau dobânzilor calculate la Căminul de la Curița, valoarea penalităților și sau dobânzilor plătite de primăria ca și în tranșe pe luni, copii documente plată, modul de soluționare a dosarelor de pe luni din instanțelor de judecate, câte dosare au fost, câte dosare de contestații sunt sau au fost, de asemenea hotărârea instanței pe fiecare dosar în parte. Plățile efectuate pentru cursurile de perfecționare în perioada 2016-2018, locația și persoanele care au participat la aceste cursuri, mă refer la demnitari, funcționari sau personal contractual. Plățile efectuate în perioada 2016-2019 pentru transport, facturate pe instituție primăria Caș. Plățile efectuate pentru dezăpeziri 2016-2017-2018. Vor depune la legislatura această solicitare. Poate că la Căminul Cultural trebuie să știți că a fost de cineva care a fost la sfârșit și că s-a făcut. Asta a fost așa. spus-o, la Bureau, cu toate procesele, cu toate calculațiile, că nu aveam acces și nu prea mi se permitea. Aveți, doamna primară, aveți cărțițoare care vă informează. Doamna, aveți cărțițoare care vă informează. Nu-i problemă, nu o să vă dăm. Eu fac o solicitare scrisă, și noi vă facem răspuns. Dar cum ne existați, că știți că ați fost Bureau primară? Chiar dacă le știu, vreau să le am și de la dumneavoastră. E ce problemă. Să simptomații. Au simptomații care nu sunt, da. Și nu mai iată, ce e dată de decizia... Domnul, acolo ce aduce eu de acolo și o să... Da. Dacă nu mai sunt, mulțumim pentru prezență. Vă răspuns din moment.